E mijlocul lunii august, deci plin sezon de mers în tabără. Vom discuta despre taberele ARC, un program dedicat tinerilor români din diaspora și comunitățile istorice, care își propune să le ofere o legătură mai strânsă cu România. Și îl avem alături de noi pe Radu Cosma, director al Direcției Proiecte pentru Diaspora și Comunități Istorice din cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și îi spunem bine ați venit la Weekend Matinal. Bine v-am găsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră și telespectatorii TVR România, TVR Moldova și TVR Internațional. Exact, pentru că sunt foarte mulți tineri care ne urmăresc pe TVR Internațional și de fiecare dată sunt curioși să afle detalii cu privire la ce se întâmplă în țară. Ce noutăți aduce noua ediție? Suntem la 15-a ediție a Taberelor ARC. E ediția care numără cei mai mulți participanți, vin din 20 de state și sunt peste 6500 de copii și tineri. Cei mai mulți sunt din Ucraina, pentru că în ultimii 2 ani copiii aceștia sunt traumatizați de un război crunt care se întâmplă din partea Federației Ruse și chiar dacă nu sunt priviți în mod direct de ceea ce se întâmplă în estul Ucrainei, acești copii s-au obișnuit cu răul, trăim o banalitate a răului. Criza economică este din ce în ce mai aprofundată în Ucraina și ca atare este unul dintre puținele momente în care acești copii se bucură de conectarea cu România, cu civilizația românească, cultura noastră, cu țara. Țara pe care o cunosc poate din cele spuse de bunici, de părinți. Al doilea grup semnificativ e din Republica Moldova. Sunt peste 2000 de copii și tineri din Republica Moldova, urmând după aceea din diaspora. Avem aproape 900 de participanți din 16 state. Din Canada, Statele Unite, dar și din Emiratele Arabe Unite, Iordania sau Israel. Așadar, este o participare numeroasă, iar grupurile sunt făcute astfel încât în fiecare tabără să fie participat din mai multe state, astfel încât să se cunoască unii pe alții, să aibă un contact nemijlocit cu România, dar să și lege prietenii, pentru că despre asta e vorba în copilărie. Să fim veseli și să avem experiențe frumoase. Sunt curios, există vreun criteriu de eligibilitate, să spunem, cum i-ați ales pe copiii care participă în aceste tabere? Pentru prima dată în acest an am avut deschis o platformă online de înscriere. Criteriul fundamental este cunoașterea limbii române și trebuie să fie român de pretutindeni. Astfel încât un cetățean român de 12 ani care locuiește în Sibiu nu este eligibil să participe la programul de tabere ARC. Dar un copil din Franța, Italia sau Republica Moldova, dacă se angrenează într-un grup, condus de un adult, bineînțeles, pentru că nu vin copiii singuri în tabără, poate să participe la programul de tabere. Înscrierile s-au făcut în perioada aprilie-mai pe platformă și a fost o mare, mare concurență pe locuri. Sunt 7 tabere în 7 județe și am observat că e mare interes pentru astfel de activități. Succesul e garantat de implicarea noastră. E o echipă foarte frumoasă. Îi salut pe această care, pe colegii mei care sunt în tabere. Sunt cel puțin 10 colegi în fiecare serie a programului de tabere ARC, sunt 9 serii cu totul, și colaborăm cu Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Familiei, Ministerul Afacerilor Interne, Direcțiile Județene pentru Tinere și Sport, Patriarhia Română, Televiziunea Română. Avem așadar o foarte frumoasă activitate, avem și voluntari, profesori care predau elemente de limbă, cultură, civilizație românească, geografie, dar în format ludic, nu este o școală propriu-zisă. Așadar, criteriile sunt unele foarte, foarte generaliste, dar trebuie să fie român de pretutindeni. Care sunt cele mai importante activități pe care le oferă taberele ARC? Depinde acum de copil. Unora le plac foarte mult excursiile, altora le plac lecțiile de limbă română, altora le plac petrecerile, pentru că sunt în fiecare seară și momente în care socializează copiii. Vă spun din experiență că pentru un copil din Republica Moldova, de exemplu, care nu are munte între Prut și Nistru, atunci când vede munți este un element de noutate. Spune, oh, ce frumoasă e România. Noi de multe ori când stăm în țară ne obișnuim cu țara și spunem, nu e așa de frumoasă, dar când venim de dincolo de granițe, și mă refer aici la Ucraina, Serbia, Republica Moldova, vedem că avem o țară europeană, dezvoltată, civilizată, în curs de progres și ca atare trebuie să ne iubim mai mult țara. Ieri când pregăteam ediția de astăzi, vorbeam cu Ana și Bogdan și ne-am uitat pe niște statistici și am constatat că în ultimii 14 ani, aproape jumătate de milion de copii români s-au născut în afara granițelor. Și chiar asta discutam împreună și spuneam că este destul de greu, fiind într-o țară străină, să-ți înveți limba. Care este influența acestor tabere în dezvoltarea acestor copii români?
dincolo de granițe? Investiția în educația copilului e una pe viață și aici intervine foarte mult rolul familiei. Limba română e limbă maternă, așadar e bine să fie învățată în familie. Sunt unele familii în diaspora, în special, care au ales să nu învețe pe copii limba română, pentru că au considerat că e mai bine să învețe italiana sau engleza sau franceza pentru a se integra mai bine în societățile gazdă. Dar trăim fenomenul rotalienilor. Nu cunosc nici bine italiana, nici româna. Și la un moment dat sunt undeva în limbo între România și Italia. Nu sunt nici români, nici italieni. Ca atare, taberele pentru cei care participă. Pentru că, evident, 1000 de copii care participă din diaspora nu pot să suplinească 500.000 de copii care se nasc în diaspora în ultimii ani. Reprezintă un reper fundamental de dezvoltare pentru educația lor. Cât privește proiectele departamentului, ele sunt mult mai numeroase. Vorbim aici despre proiecte finanțate. Anul acesta sunt peste 370 de proiecte finanțate și vorbim de 100 de proiecte educaționale. Vorbim despre bursele pentru copiii din Ucraina. În fiecare an, Departamentul pentru Români de Pretutindeni alocă 2000 de lei pentru fiecare elev de etnie română care învață în clasele 1-a până între 8-a în Ucraina. Ceea ce nu e de acolo. Plus, toți profesorii din Ucraina care predau limba română și stă aici peste 2000, au primit anul trecut câte 2000 de lei. Vorbim aici despre susținerea educației în limba română în contextul în care aceasta nu a fost foarte mult bine privită de către statele de cetățenie. Dacă știți foarte bine, poate în Republica Moldova sau în Ucraina, a fost fenomenul moldovenismului agresiv. Este o racilă a sistemului sovietic și România a făcut toate eforturile pentru ca moldovenismul să devină cumva un obiect de studiu în Muzeul Comunismului. Ca atare, proiectele departamentului, fie că privesc educația, fie că privesc cultura, fie că privesc organizarea de tabere, au același obiectiv, promovarea identității românești acolo unde se află românii. Noi suntem, așa cum menționa și Maria mai devreme, în direct și pe TVR Internațional, unde sunt sigur că ne urmăresc foarte mulți tineri români, care poate își doresc să facă parte din aceste tabere. Cum o pot face? Cum se pot înscrie? În ediția 2025 vom lansa la fel o platformă online de înscriere în programul ediția 16-a, a programului de tabere ARC și ca atare îi îndemnăm să urmărească site-ul departamentului dprp.gov.ro, să intre în contact cu noi din timp, să se organizeze astfel încât noi să putem să configurăm oferta de tabere. Pentru că dacă știm că participă mai mulți copii din diaspora, ca atare vom avea o ofertă mult mai bogată în ceea ce privește taberele. Anul acesta oricum este un număr foarte mare, am făcut tabere în 7 județe, dar numărul acestora poate să crească dacă există și solicitări. Departamentul pentru Români de Pretutindeni alocă fonduri pentru transport, cazare rămasă pe teritoriul României. Trebuie să vină pe speze proprii de acasă până în România, cei din diaspora. Pentru cei din comunitățile istorice, și mă refer la Republica Moldova, Ucraina, Serbia, acordăm transport pe toată durata, de acasă până în tabără și înapoi. Mulțumim, domnule Cosma, pentru toate explicațiile pe care ne le-ați adus în această dimineață. Mare bucurie! Și așteptăm vești bune de la tinerii din diaspora. Așa este.